Salutare și bine v-am găsit! Azuga este un mic oraș situat în județul Prahova, cunoscut pentru peisajele sale montane pitore și pârtile de schi. Așezat în Valea Prahovei, Azuga este o destinație populară pentru iubitorii de natură și sporturi de iarnă. Traseul planificat pentru astăzi pornește din Azuga, va continua pe creasta baiului și se va încheia în Bușteni. De la stația inferioară a telegondolei din Azuga vom urca până la stația superioară de lângă pârtia Sorica. Azuga este situată la poalele munților Buce și munților Baiului, la o altitudine de aproximativ 900 de metri. Orașul beneficiază de un climat montan, cu ierni reci și zăpada abundentă, ideale pentru sporturile de iarnă și verră coroase. Azuga este renumită pentru pârtiile sale de schi, dintre care cea mai cunoscută este pârtia Sorica. Stațiunea dispune de facilități moderne, inclusiv telegondole și teleschiuri. Munții Baiului, cunoscuți și sub numele de Munții Gârbova, fac parte din Carpații Oriental și se află în județul Prahova. Acești munți sunt mai puțin populari decât vecinii lor, munții Bucegi, dar oferă peisaje spectaculoase și trasee montane deosebite, fiind o destinație excelentă pentru drumeții. Munții Baiului au altitudini medii, vârful cel mai înalt fiind vârful Baiu Mare cu o înălțime de 1895 metri. Unul dintre cele mai cunoscute trasee este cel care pornește din Azuga, urcă pe creasta baiului și coboară în bușteni. Acesta oferă priveliști panoramice asupra văii Prahovei și munților Bucegi. Traseele sunt de dificultate moderată și sunt accesibile pentru dumeții de toate nivelurile, oferind atât potești bine marcate cât și sectoare mai sălbatice. Creasta munților Baiului oferă numeroase puncte de belvedere, de unde pot fi admirate peisajele înconjurătoare, inclusiv munții Bucegi și Valea Prahovei. Zona este acoperită de păduri și foioase de conifere la altitudini mai joase, iar pe măsură ce se urcă, vegetația devine alpină, cu pajuri și tufărișuri alpine. Munții Baiului sunt locuiți de o varietate de animale sălbatice, inclusiv urși, mistreși, cerbi și diverse specii de păsări. Munții Baiului sunt locuiți de o varietate de animale sălbatice, inclusiv urși, mistreși, cerbi și diverse specii de păsări. Atracția principală a munților Baiului o constituie traseele de drumeție. Pe lângă cel clasic, există multe trasee care traversează creasta sau urcă spre vârfuri. Iarna, anumite zone sunt accesibile pentru de tură, oferind o alternativă mai liniștită la stațiunile de schi aglomerate din apropiere. Vara, munții sunt populari printre cicliștii montani care se bucură de potecile și drumurile forestiere din zonă. Creasta munților Baiului oferă o experiență montană autentică și mai puțin aglomerată comparativ cu alte destinații turistice din Carpații Orientali. Peisajele pitorești, flora și fauna diversificată, precum și varietatea de trasee de drumeție și activități, fac din această zonă o destinație ideală pentru iubitorii de natură și aventură. Coborârea pe culmea Zamora a fost un punct culminant al drumeției. Traseul ne-a purtat printr-o combinație de păduri și pajiști alpine, cu potești variate care au fost atât provocatoare cât și plăcute. Am trecut pe lângă formațiuni stângoase interesante și am avut parte de priveliști impresionante asupra bușteniului și a întregii văi. Traseul s-a încheiat în orașul Bușteni, o stațiune montană bine cunoscută pentru frumusețea sa naturală și accesul ușor la munții Bucegi. După coborâre, am avut ocazia să ne relaxăm și să explorăm Bușteniul cu atracțiile sale turistice și ospitalitatea localnicilor. Traseul din munții Baiului, coborând pe culmea Zamora în Bușteni, a fost o experiență de neuitat. Frumusețea naturală, liniștea muntelui și peisajele extraordinare fac din această drumeție o recomandare excelentă pentru iubitorii de natură și aventură.